Anunțul a fost postat pe Facebook în jurul orei 7 în această dimineață. Imediat pe site-ul de socializare s-a creat o adevărată isterie, în condițiile în care sute de hunedoreni s-au trezit dimineață fără apă la robinete. Cea mai mare problemă a cetățenilor a fost lipsa de comunicare a celor de la Apa Prod, deoarece în anunțul postat s-au precizat doar locațiile și motivul sistării, nu și perioada în care furnizarea apei va fi oprită. Stimați consumatori, se sistează furnizarea apei reci în data de 25.03.2016 în localitățile Călan, Călan Orașul Nou, Batiz, Băcia, Tâmpa, Simeria, Simeria Veche, Deva, Mintia, Vețel, Herepea, din cauza valorilor parametrilor de potabilitate. Întrebați care este motivul sistării furnizării apei, dar mai ales și cât va dura până la remedierea problemei, dar și dacă Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara a fost anunțată oficial de faptul că apa nu este potabilă, cei de la Apa Prod au răspuns. S-a sistat apa în Deva, spune-ne care e motivul și cam cât vor să deveni fără apă. S-a înregistrat turbiditate ridicată pe conducta de aducțiune de la Sfântă Mărie Orlea la Deva, motiv pentru care s-a decis sistarea furnizării apei către populație. În acest moment se fac spălări ale rețelei, iar atunci când apa se va încadra în parametrii de potabilitate, se va relua furnizarea acesteia. Noi estimăm că se va întâmpla în cursul zilei de astăzi. Cei de la DSP au fost anunțați de problemă? Au fost anunțate toate autoritățile implicate. Pe de altă parte, Direcția de Sănătate Publică are o altă părere în legătură cu problema apărută la nivelul unei bune părți a județului, deoarece instituția a fost anunțată de sistarea apei printr-un e-mail, nici de cum printr-o adresă oficială. Apa Produ trebuia să ne anunțe, există o legislație, există norme de aplicare a legii apei, hotărârea de guvern 974 din 2004, care spune laboratoarele care realizează analize și sunt înregistrate pentru a realiza analize de apă potabilă, trebuie să anunțe în dată autoritățile de sănătate publică că dacă există neconformități. Nu s-a realizat aceasta pentru că și noi am primit același mail în care ne spunea că se sistează datorită apa potabilă datorită unor indicatori de potabilitate necorespunzători, dar nu ni s-a precizat care sunt aceștia și cu cât au fost depășiți acest indicator față de valoarea maximă admisă din legea apei. Cât despre afectarea populației, DSP-ul este rezervat în precizări. Încă nu știm care indicatorii de potabilitate nu au fost corespunzători. Doar o afirmație, pentru că în scris nu avem, că partea care înseamnă indicator turbiditate nu a fost corespunzător datorită unei avarii pe o conductă care a dus la această măsură. Deci, dacă există posibilitate, turbiditatea înseamnă indicator fizic care reprezintă totalitatea substanțelor în suspensie în apă. Ele pot să fie minerale care nu au niciun efect pe sănătatea umană, dar la nivelul lor, deci pe aceste substanțe în suspensie, pot să adere microorganisme. Deci microorganismele, dacă sunt patogene, pot să ducă la îmbolnăvirea consumatorului. Tot cei de la DSP au precizat că în ultimele zile au fost prelevate mai multe probe de apă pentru a fi verificate, rezultatele fiind. Există două tipuri de monitorizare, de control făcută de producător și de audit făcută de Direcția de Sănătate Publică. Pentru probele care au intrat în această săptămână de pe rețeaua care înseamnă Sfântă Mărie Orlea stație până la Deva, nu avem neconformități. Este adevărat pentru probele intrate ieri, nu vă pot spune decât partea de indicatori fizico-chimici. Microbiologia, indicatorii microbiologici durează mai mult, 48 de ore, iar dacă există vreo problemă, confirmarea încă 24 de ore. Deci, indicatori fizico-chimici corespunzători, dar microbiologici nu se știe încă. În acest caz și reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara au cerut societății Apa Prod să le fie precizate toate cauzele care au dus la sistarea apei în mai multe localități din județ, precizând totodată că va fi verificat și modul în care se vor lua măsuri împotriva celor vinovați. Am luat la cunoștință astăzi despre mai multe acte și fapte legate de Apa Prod. Pe de o parte, un anunț de ultimă oră că se sistează
furnizarea apei în mai multe localități din județul Hunedoara. Pe de altă parte, am primit semnale din partea DSP că nu s-ar fi respectat anumite proceduri în timpul unor lucrări. Trec toate ce mă refer la sistemul de transport al apei de la Hanțe către Deva, astfel încât am luat legătura cu toate instituțiile implicate și am cerut clarificări. Pe de-o parte, vreau să văd exact unde nu s-a respectat legea și cum sunt trași la răspundere cei care au greșit. Și pe de altă parte, cât mai durează până când vom avea apă potabilă din nou la robinete. Pe străzile din Deva, oamenii aveau plasele pline de sticle cu apă, semn că această sistare i-a afectat pe toți. Cine ați avut apă la robinete în dimineața aceasta? Deloc. Cum e apa la robinet în ultimele zile? Ați avut probleme? Ați sesizat probleme? Da, era mai cu rugină așa, nu era cum trebuie. Sunteți mulțumită de cum furnizează cei de la Apa Prod apa către cetățeni? Da, deloc. Deloc. Ce credeți că ar trebui făcut? Nu știu. În orice caz, banii vor, ca lumea, dar nimica nu-i bun. Nu, n-am avut. Și ce veți face? Așteptăm să vină, am mai cumpărat apă plată și... Știți că a fost oprită pentru că s-a dovedit a fi nepotabilă? Asta n-am știut, nu m-am crezut că este o defecțiune. Sunteți mulțumită de cum furnizează cei de la Apa Prod serviciile către cetățeni? Să zicem că da, ce să mai zicem. Și la izvoare situația era aceeași. O problemă există și în acest caz, deoarece pe teritoriul municipiului Deva niciun izvor nu are apă potabilă. Hunedorenii au luat cu asalt izvoarele de la ieșirea din municipiul Deva și asta după ce reprezentanții Apa Prod au sistat furnizarea apei potabile în această dimineață în mai multe localități din județul Hunedoara. La Deva. Și știți că apa din Deva de la niciun izvor nu este potabilă? Nu o luăm pentru gătit, o luăm pentru spălat pe mâini, la beceu. Că n-am știut, că nu ne-a anunțat nimeni că se ia apă. A fost trimis un anunț azi dimineață că s-a oprit apa deoarece s-a constatat că nu mai e potabilă. Sunteți mulțumit de cum cei de la Apa Prod furnizează serviciile către dumneavoastră? Nu suntem mulțumiți. Din ce cauză? Are multe impurități apa de la robinet. Dacă o lăsăm să într-un vas de dimineața, de seara până dimineața, să lasă calcar, să lasă rugină după țevi, tot felul de... Vă pune în pericol sănătatea? Da. Din centru, din oraș. Știți că apa a fost oprită pentru că s-a constatat că e nepotabilă? Dar nu știe de ce. Sunteți mulțumit de Apa Prod? Cum să fiu mulțumit? Că i-aș pușca pe toți. Știți că apa de aici, de la izvor, nu este potabilă? Nu știu, dar nu iau pentru băut. Iau să spăl WC-urile și să-i spăl pe ei. În situația în care cei ce furnizează apă la robinete nu au fost în stare să informeze clar populația cu privire la durata asistării furnizării apei, probabil ne vom trezi și mâine sau în orice altă zi cu aceleași probleme. Mai grav este totuși faptul că încrederea cetățenilor în Apa Prod a scăzut semnificativ. Proiectele implementate continuu de Apa Prod nu ar trebui să garanteze o furnizare mai bună a apei pe care o plătim cu toții lună de lună, sau mai nou, hunedorenii plătesc sume colosale pe apă nepotabilă.